Hai să vă întreb, apropo că am vorbit de tine, asta nu dai pe poză. Cum îi convingem pe tine să vină la biserică? Pe cât de simplă, pe atât de grea, pe atât de complexă. Și pot să vă spun, dacă fi să rezum, și bine mi-a la întrebarea noastră, e foarte riscant să rezum titlul conferinței, care poate suna ca o întrebare. E așa, de ce biserica are nevoie de tine? Și atenție aici la majuscule, minuscule. Biserica cu B mare. Biserica are nevoie de tine ca instituție. Când am spus biserica cu B mare, m-am gândit la instituția divino-umană. Biserica acasă noastră, biserica ortodoxă română. Formată din clerici, adică preoți, episcopi și laici. Și a doua parte, de ce biserica și de ce, mai tare, de ce tinerii au nevoie de biserică? Biserica cu B mic. Când am zis cu B mic, m-am gândit la locașul de cult. La fiecare locaș de cult, din proximitatea unui tânăr, până la urmă, nu? Și acest titlu poate fi formulat și sub forma unei întrebări și un răspuns foarte simplu, în același timp discant, ar fi următorul. Biserica are nevoie de tineri ca să arate prospețime, ca altfel ar fi o instituție achilozată. Iar tinerii au nevoie de biserică ca să își întărească imunitatea, revenind la acea povestioară cu boala din secolele anterioare, pe care o luau marinari, de fapt o conduceau corpurile lor, din cauza lipsei de vitamina C, care se găsea în fructe și în legume. Deci, putem să spunem, sigur că această formulare poate fi atacabilă. Credința îți oferă imunitate. Este un fel de vitamina C, viața religioasă, în general. Acum, ca să răspund și mai clar la întrebarea dumneavoastră, eu cred că cel mai bun exemplu pe care îl poate da o să spun și eu, mamă, un tată, părinții în general, bunicii, este propriul lor exemplu. Că în zadar le-am, sau contează, sigur, și lectura religioasă a lor, sau a noastră către ei, dar cel mai mult contează ca ei să vadă, ca cei tineri sau copiii ai noștri, să vadă că noi facem anumite lucruri din convingere și nu formal. Nu doar ca să ne meargă bine în viață, nu ca să câștigăm, nu ca să avem un serviciu stabil și bine plătit, etc. Mai precis, dacă știu familii și de preoți și de laici, care au 3 copii, 2, 3, 4 copii, și care au program de rugăciune seara de seară. Dimineața e mai greu, că se împrăștie toți la servicii sau pleacă la ore decalate de acasă. Dar fac rugăciunea la 8:30 seara. Rugăciunea de seară. 7-8 minute. Nu durează mai mult, după care de rugăciune. Bun, nu putem să o facem toți, dar măcar noi, ca adulți, să o facem. Dacă ei ne văd că facem rugăciunea și că întrerupem televizorul, atunci e mare. Dacă ei văd că ne facem rugăciunea înainte și după masă, este fantastic. Dacă ei văd că din când în când mai deschidem și o carte religioasă, o Biblie, un Nou Testament, în afara cărții de rugăciuni, este și mai mult. Dacă ei văd că mergem la liturghie, nu doar așa, ca să facem un fel de primenire sufletească în afara acestei societăți care te cheamă foarte mult doar spre materie, doar spre latura orizontală a vieții. Apropo, simt persoane care când îi întreb, atunci când îi întreb de ce merg la liturghie, spun să se detoxifieze. Să primească energie pozitive. Să primească energie pozitive, că cele negative sunt acasă sau la serviciu, știți? Bine, sigur că și răspunsul ăsta are o explicație, în sensul că harul este până la urmă cel mai bun scut împotriva răului, că tot vorbeam de imunitate. Adică cine, când un tânăr caută biserica, până la urmă caută harul lui Dumnezeu. Și știți care este una dintre mari frumuseți ale vieții religioase? Îl cauți pe Dumnezeu și până să-l găsești, te regăsești pe tine însuți. Deci îl cauți pe Dumnezeu, cauți energiile acelea pozitive, adică harul lui Dumnezeu, energia necreată, te întărești. Acel har devine un fel de scut și foarte important ca toate săgețile celor răi, până să ajungem la vrășmași, vorbim de oamenii răi din jurul nostru, toate săgețile să ricoșeze din acel scut. Că dacă nu avem scutul format din har, atunci toate intră în noi și sângerează. Și durează foarte mult cicatrizarea lor cu ani. Dacă avem scut, atunci ele ricoșează din noi. Și dacă le spunem în felul acesta copiilor noștri importanța mersului la biserică, a rugăciunii apostolii, a lecturii religioase și a faptei bune de orice fel, atunci sigur că ei altfel se vor raporta, să vor pricepe. Apropo, vis-a-vis de exemplu personal,
Părintele Teofil Părean avea o expresie foarte frumoasă, că vorba convinge, dar fapta învinge. De asta... Părintele Gropa... Stai să nu greșesc. Vorba, vorba sună, fapta tună. Da. Vorba sună, fapta tună. Sau să ieși până la sfârșit, nu doar până la prăjit. Erau așa un fel de sentințe apoptigmatice, așa, da, părinții, da. Da. Moldovenești. Dacă sunt mai simple, așa, părintele spune la copii că exact cum mănâncă fructe, exact cum mănâncă carne, exact cum mănâncă nu știu ce, dacă face o rugăciune, se regenerează, îl reface, e mai frumos, știe să spună altfel poftim, mulțumesc, știi? Eu astea temele duc la copiii mei, mă duc la e frumos așa? Da. Sigur, e foarte frumos. Când vorbeați de regenerare, de încumplitare, am vorbit de regenerarea animalilor. Ah, da, am da, zis da, acolo la manilar și sigur că și mai mult, dacă mai pătrunzi de rugăciune, mai pătrunzi de nu știu ce, cu se regenerează prin puterea Duhului Sfânt. Adică, da. Duce puterea mai departe prin temul de a Duhul, de credință. De... Deci marinarii care nu pot să mă uit la mine, ce? Descopere un fir de iarbă, dacă îl duci, se regenerează. Uite, un fir de iarbă, dacă te rogi pentru el, vorbești cu el și pune mapă, sau o floare, sau... Eu îi duc de la micile ale mele, care ar fi unii răbină. În concluzie, marinarii... Și pe-ați copii, să știi, am două bunici, care m-am supărat foarte mult pe el. Am făcut 4 ani și nu știu dacă l-am scris, trebuie să mă interesez dacă l-am scris la școală și la lecția de religie. Și încă una nu am împărtășit-o și deja are 8 ani. Una mai am o bunică și părinte, care merge la o fundație. De când a fost după, face fata pe 14 sau pe 8 septembrie, nu mai știu, nebotezată, duc muncă de lămurire să o botezăm noi măcar. Dar știți de ce? Lăsați că e mai bine să ajungă la 18 ani, să vadă oferta de religie pe taraba spirituală a acestei lumi și să-și aleagă ea propria religie. Asta e discursul modernist. Da, așa este, părinte, așa este. Că eu când îi spun, zice, nu sunt pregătită și nu cunosc bine. Nu știu să aleg. Da, și da. Eu i-am dat vreo câteva. Lăsați pe părintele să lăsați. I-am dat vreo câteva. Mulțumesc. Dacă le-a spus bine, eu vă spun ce i-am spus eu. Da. Dacă în momentul de față te cauți cu tine înăuntru, te rogi cu ceva, te duci undeva la o icoană, te închini și îți dăm un rezultat, da. Să știi că acolo ești tu însuși cu tine și cu Dumnezeu. Ia-le pe ăla de față și pornește. Revenind la marinar, doamnă, dacă ar fi să facem o scurtă concluzie, da. Marinarii care nu consumau atunci vitamina C dezvoltau scorbutul și aveau chipurile hidoase prin acele pete și sângerarea gingiilor. Astăzi, oamenii de toate vârstele, nu doar tinerii, care nu caută pe Dumnezeu, rămân și ei hidoși sau rămân infirmi sufletește. Nu se mobilează interior. V-ați înțeles? În schimb, știți ce se întâmplă cu copiii noștri de la 90 ani până la 20-25? Mai ales când mă mai duc în anumite școli și mai particip la câteva ore de religie, văd domnișoare de 11-12 ani, 12 ani foarte cochete. Chiar unde machiate. Și le întreb, sau îi întreb, sigur că nu iau la țintă. Le spun că în afară de această cochetărie exterioară, este nevoie și de cultivarea interioară, care se face printr-o viață religioasă autentică. Știți de ce? Pentru că ei se atrag, sau mă rog, așa funcționează, nu? Așa funcționează noi oameni, da. Se atrag, sau primul criteriu în a dezvolta o prietenie contează, este partea fizică. Sau se bizuie pe partea fizică. Eu, exact, eu mă dau cu fard, mă rujez, mă pudrez, am fond de ten de la 9 ani și cunosc cazul. Sau merg la hair stylist, sau cum se numește, la cosmetician, de la 11 ani. Pentru că am diverse puncte care apar firesc, nu la vârsta pubertății. Dar cum să apar eu mai prejos la Colegiul Lazăr, mai prejos față de alte colegi care merg săptămâna la astfel de ședințe din frumusețare, pentru că dacă nu ești impecabil la față, nu se uită niciun baia la tine. Și viceversa. Dar nimeni nu prea se preocupă sau nu este interesat de
de înveliș, de înveliș. De interior. Da, de motor, caroseria, la tot, să mai devreme și mai târziu. Ea e foarte frumoasă, Mătălina. Da. E foarte trăsătură, frumoasă, eu vă spun ce i-am zis. Doamna Ioana, am înțeles. A spus cineva. Cine vrea să mai te întreb? Tu, Dragoș? Tu, Dragoș? Și a doua, legat de tine, cât de important este Părintele Duhovnic în viața omului? Da. Bună întrebare. O, aule. Tu te-ai gândit la asta? Este de la Părintele. Deci ai spus, să alegi duhovnic, trebuie să o bătă. Ar trebui să-ți răspund simplu. Părintele este duhovnic, mă. Da? Nu. Aș spune, să spun de plin, rolul lui duhovnic este fundamental. Și vă spun doar o scurtă metaforă. Eu asemăn de multe ori duhovnic cu un fel de autobuz. Te ia și te coboară în diferite stații sau stadii ale vieții tale. Sunt oameni autobuz care te duc de la prima stație la ultima stație, sunt oameni care te duc doar în stație. Și este foarte important că te duc și în, și în acea stație. Și, numai... și nu plătește bine. Maria, tu mi-ai zis întrebare? Am întrebat de Dragoș în numele... Maria e soția. Și te vrei și eu spun întrebare. Părinte profesor, la parohia Sfântului Gorgan, ce activități organizați cu tinerii? Că știu că faceți. Noi aici avem un grup de tineri, chiar un grup catehetic de tineri, condus de Părintele Marius Ștefan Suiugan, momentan Sfinția sa lipsește, și ei sunt chiar membri din acestui grup de tineri, de tineret, al parohiei, și au făcut foarte multe acțiuni foarte frumoase, au organizat și inițiat lucruri deosebite, inclusiv în acest post cu târgul de mărțișoare. Și altele, dacă veți intra pe site-ul parohiei, veți vedea, sau au apărut și în ziarul Lumina și în alte locuri mediatizate, publicate, publicitate. La parohia Sfântului Ilie Gorgan aveți ceva activități, ceva acțiuni cu tinerii, poate chiar mai deosebite, mai speciale? Foarte slab. Frumos este să nu te lauzi. Nu intrați în logica. Să nu intră logica. Să știți că mișcăm ceva, dar nu suntem chiar de invidiat. Adică noi mai degrabă luăm exemplu de la alții cât privește activitățile cu tinerii. Cu copiii stăm destul de bine. Știți când? În perioada postului Crăciunului. În fiecare sâmbătă și duminică avem diversi oameni, începând cu doamna Coca Bos, actriță, foarte cunoscută prin teatrul radiofonic pentru copii. Este la vârsta pensiei, dar își oferă serviciile către biserică cu total devotament. Doamna Coca Plus, artiști în ceea ce privește arta populară, prelucrarea hârtiei, a textilelor, povești cu care apărinte, scolinde, tranșa de vârstă 6-14 ani. Și am găsit o metodă de a duce pe copii spre biserică folosind pretextul acesta al jocului. Că, în general, noi nu prea știm, să nu prea stăpânim, nu prea întrebuințăm aceste mijloace de a te bucura de spațiul în care vivem. Sau de a face niște lucruri adiacente, tangențiale, cu rugăciunea și cu biserica. E foarte greu să îi spui unui copil să-și mențină atenția 3 oră și jumătate la Sfânta Liturghie. Nu? Noi, ca adulți, avem probleme. Da. Și ei vin și descoperă spațiul de rugăciune ca spațiul de joacă mai întâi. Și desenează, fac tot felul de personaje pe care le pun în ajun de Crăciun, când ținem concert, le pun în pomul de Crăciun. Învață colinde și sunt tot felul de oameni care au abilități, nu zice deosebite, da? Da, abilități speciale pentru a lucra cu copiii și sunt aproape leșinați de plăcere, de bucurie copiii să vină, indiferent că este intervalul crâncen și iarna și vara, 2-4 sau 4-5, ei lasă totul la o parte și vin acolo. Și avem 15. Doamna Laura Tudose, soția Părintelui Silviu, este coordonatoare și ea se ocupă de aceste probleme și chiar să știți că e o adevărată bătaie de cap, adică să ții legătura cu vreo 7-8 specialiști, niște gustări mai... E o echipă? Da, e o echipă. În rest, Părinte drag, nu vreau să vă spun scuze, dar presupun că având și catedră,
Sigur că va absorbe timpul, pentru că în cadrul parohiei sunt și foarte multe administrative pe care preotul trebuie să le ducă. Și dacă te ocupi de parohie, te ocupi de noia și te ocupi de lucrurile administrative, dar ai și catedră, da, și catedra este acolo de să mergi zilnic să predai la studenți, mai rămâne puțin, de, puțin timp pentru a aloca și în această direcție. Pentru că pe lângă și la mai trebuie să și treci. Acum, ca să fiu sincer ca la duhovnic, ea spune că la noi, fiind patru preoți... Apropo, fără să vă complimentez, sunteți, aveți, pe lângă alte lucruri unice ale bisericii respective, Sfântul Ilie Gorgan, sunt câteva particularități acolo, câteva lucruri aparte, dar e un lucru, e unul deosebit, extraordinar. Patru părinți, profesori de teologie, toți patru, care lucrează acolo într-o armonie extraordinară. Nu știu, o fi poate mici, mici ca peste tot, inadvertențe sau neconcordanțe. Dar altfel știu că se lucrează frumos, în echipă, și sunt patru cadre didactice într-o parohie, altfel mică, din mijlocul din centrul Bucureștiului. Apropo că sunt profile astea pe teme de profesie, știi? Că, constructive. Că la noi, la seminarul, așa, de idei. Aveam istoria, predată de, acum, era laic atunci cum a devenit preot. Nu Șerbănescu, nu, la seminar era. Așa. Și începuse cu Homo sapiens recensul, nu știu cum, nu învață istoria și așa. Și se ridică unul dintre colegii noștri care era, știu, domnule profesor, noi, că suntem la seminar, noi știm cum a fost creat de Dumnezeu, așa după chipul și asemănarea noastră, și ne vorbim nostru despre Homo sapiens recensul, nu știu ce, cu tare, la care el a încercat să mai spun, nu știu ce. Bine, mă, măgarul, sărit trei lecții, gata. Să nu fac problema. Bine, mă, măgarul, sărit trei lecții. A sărit peste Homo sapiens, a ajuns ca să... Deci, diferența între dogmatică și istorie, cum s-a învățat atunci, că apariția omului mai întâi, epoca cu asta, cu piatra, cu așa, nu se concorda. Nu știu dacă asta aveți teme, astea, pe tematică profesională, adică între profesor, între discipline. Dispute constructive, ce? Între ei. Da. Sunteți profesor de? Catehetică. 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 Ai și cu liturgica, poate, că aveți probleme. Așa liturgia, că avem și o miletică și catedică. Da. Bine. Haideți, eu cred că încheiem. Nu, nu, stați că mai sunt întrebări. Mai sunt întrebări? Da, ia, cine? Cine, cine? Eu vreau să fac, vreau. Aici, aici, cred că dai eu. Da? Vreau să vă dau o mărturie. Tu? Nu ca la urmă. Pentru Daniel, pentru Daniel. Pentru că mi-a fost adresată întrebarea de... Să știți că n-a fost nimic regizat. Da. Pot să vă spun, ca să nu credeți că eu vin și vorbesc despre niște lucruri pe care chiar nu le practicăm. Parohia Sfântului Ilie Gorgan, din punctul acesta de vedere, este una dintre puținele parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor, total 1100, care țin de Prahova, de Ilfov și de București, care face, face cateheze, adică dialoguri pe și pentru credință, de aproape 20 de ani. Fără întrerupere. În fiecare zi de miercuri. Și aici nu avem categorii distincte cu copiii, cu tinerii, cu adolescenții sau cu adulții, cu seniori. Nu. Intră toți în aceeași categorie. Și avem 25-30, poate mai puțin când este frig afară, dar în fiecare miercuri facem. Apoi, de aproape 20 de ani. Avem un buletin parohial pe care ne încăpățânăm să-l tipărim în continuare, deși se poate consulta online pe site-ul parohiei, gratis. Și avem aproape toată arhiva postată pe site. Care rămâne tot hârtie. Hârtia, da, așa e. Cititului pe hârtie, da. Cu totul altul. Și din când în când mai dăm o mână de ajutor unei asociații de copii numită Sfântul Antimi Tiranu. Este un fel de Valea Plopului, dar cu scara 10 la 1. Mai mic. Sunt vreo 40 de copii, acum 400 și ceva, care provin din familii defavorizate și cazuri grele. Și cine credeți că se ocupă de ei? Niște medici, activi sau personali, care au niște venituri frumușele, dar și inimă mare. Că nu contează să ai doar buzunar, mai dacă ai inimă mică. Și pun mâna de la mână, oferă burse lunare și o dată pe lună, duminică după amiază la ora 5, da, de ani de zile se întâmplă asta, facem o cateheză de oră cu ei, cu acei copii. Care de la clasa a doua până la clasa 11. Și sunt vreo 40 de copii, să vedeți ce atmosferă este când se adună așa în biserică, se pun scaune în formă de dreptunghi
Și sunt foarte prezenți, foarte activi. Da, și în plus învață și bine, pentru că ei primesc burse, burse, da, și pe baza unor răspunsuri, dar și pe baza mediilor de la școală. Primesc burse lunare de la, de la cei doctori. Ce e frumos că deja aveți tradiție în activitatea asta omiletică, catehetică și caritativ-filantropică. Aveți o constantă și deci aveți o stabilitate, o statornicie, o longevitate chiar. Ne străduim, ne străduim, nu facem cât ar trebui. Ați avut, aveți sau veți avea probleme ca imagine, vorbesc, știind că biserica e cunoscută, eu așa știu, ca biserica legionarilor? Eu așa am auzit aceste biserici. Cum ați așa? Da. Ce? Ați avut probleme? O întrebare directă și prefer stilul ăsta foarte direct. De multe ori se spune, părinte, e adevărat că e biserica legionarilor, dar cu jertfe, cu sânge, este biserica lui Hristos, la care participau în trecut, la care participă și astăzi, deci unii nostalgici. Nostalgici, dar foarte puțin. Dar știți care este explicația? Este strict istorică. Sediul lor a fost pe strada Gutenberg, la 50 de metri de biserica noastră. Și cei bătrâni își amintesc că, pauză, capitanul și alții, aveau chiar locurile lor în biserică. Dar nu este o biserică în care noi facem ideologie militantă legionară. Că atunci am fi toți mutați de acolo. Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Este o cruce smerită, cum se termină treptele de urcat, M mai mic într-un M mai mare. Moza și Mari. Da. Și știți când a devenit foarte cunoscută ca biserica legionară? Atunci când trupurile celor doi au fost repatriate din Spania, și s-a făcut o slujbă într-un sobor uriaș pentru anii aceia, 40 ceva, semna ceva grandios, vreo 300 de preoți și vreo 7 episcopi. Sunt fotografii de epocă, noi nu ne-am sfințit să le punem pe site-ul bisericii, că nu avem nimic de ascuns. Fotografii luate din arhivele naționale, care spun despre atmosfera de atunci. În schimb, dacă citiți primele pagini ale memoriilor mitropolitului Bartolomeu Anania, cartea lui fantastică. Omenește primele pagini chiar de biserica aceea și de primele contacte pe care le-a avut cu... Când el era în București. Dar, repet, când vine vorba de câteva paraspoase pe an, suntem anunțați înainte. Apropo, nici legionarii nu mai sunt ce au fost odinioară. Adică și între ei există anumite dispute mari, mici și ei își fac pomenirile când alții nu mai fac. Sau vă să fie sigur că doar ei sunt însă. Sigur că pe lângă ei fac și toți ceilalți oameni. Dar nu mai vin în cămăși verzi. Deci până acum 4-5 ani, unii dintre ei mai veneau în cămăși verzi, dar le-am zis finuț, unii mai și vindeau literatură în privor, am primit hârtie oficială, nu doar noi, toate bisericile, și la situația nu ne creează probleme, greutăți, pentru că există destule instituții în România, sub acoperire sau la vedere, care vă acuză, vă discreditează pe voi și indirect pe noi. Și dacă noi vă încurajăm, atunci... Asta am întrebat asta, dacă ți-a putut de suferi. Din partea unor instituții. Eli Wiesel încă nu s-a luat de noi. Dar știți ce este interesant cu Eli Wiesel? Că ei ne trag de mânică și ne spun Valeriu Cafei, cum să nu cumva să ajungă în sinaxarele voastre, că are eticheta de legionar. Dar nu a fost legionar. Dar când? Vă dați seama. Păi vă dați seama. Și confuzia aceasta se face cu foarte mulți preoți și mărturisitori din tendințele comuniste. Așa. Dar noi dacă am trage de mânică pe unii evrei, fundamentaliști, că la ei 10% în populație, nu mai intru la mănunte. Știți prea bine ce care ați mers acolo. Când a fost părintele Teofil Părean, a fost și sfințirea sa odată, parcă la Târgu Ovna, și s-a pus problema. El, Wiesel, Valeriu Gafen, și el, apropo de sinaxare, a zis, drag, tu să ne lași sinaxarele noastre în pace, că nici noi nu avem treabă cu doctrina și cu calendarele voastre. Fiecare cu sinaxarul și cu calendarul lui și cu treaba. Vă rog. Ne-am învățat în școală că omul se trage din maimuță. Acum eu am citit, acum câțiva ani în urmă, am citit într-un ziar că oamenii de știință au spus că, de fapt, omul nu se trage din maimuță. Am emoții. E prima oară când vezi? Că omul nu se trage din maimuță, dar că ei n-au găsit încă de unde vine omul și ei cercetează încă
microorganisme prin apă. Faceți un pas mai în față, va fi un euro. Din salară de frumusețe arma. Și atunci, dacă copiii noștri, așa cum învață la școală, deși eu sunt oameni de știință care susțin că omul nu se trage de maimuță, de ce totuși copiii la școală studiază, învață și acum că... Asta e evoluția la virus. Asta. Ce? Să vă spun, dacă nu vreau să fiu rău, rău cei care își privesc pe mare vizionare. Dacă spuneți chipul unui cipanzeu, pe chipul unui manelist, ajungeți la concluzia că omul se trage din maimuță. Și sunt cazuri celebre. Dar pui, când a fost întrebat de fiu să avea 6 anișori, dragă dată, e adevărat că noi ne tragem din maimuță? Că suntem evoluați din maimuță? Nu, 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 pe noi ne-a creat Dumnezeu, dar sunt câteva exemplare de maimuță, ți-arată mâine la teatru. Discuția e foarte amplă. Există o întreagă disciplină la facultate care se numește apologetică sau teologie fundamentală și care încearcă să demonstreze că Dumnezeu are o rațiune în fiecare lucru creat din lumea aceasta. Sau că Dumnezeu se poate descoperi plecând de la fauna, flora, de la toată această, n-a zice evoluție, ci diversitate. Diversitate care există în lumea aceasta. A existat un celebru proces în America prin anii 60, procesul maimuței. Cei tine pot să intre pe YouTube. Da, da, sunt niște speech-uri celebre ale unor avocați. S-a pus în America, vă dați seama că noi suntem cu mult retard față de ei. În școlile de la ei, domnule, e bine să se învețe darwinismul sau creaționismul? Știți foarte bine, da? Ce susține o teorie, ce susține cealaltă. Și au fost pledoarii foarte înfocate și în majoritatea școlilor din America se învață creaționismul. Americanii și sunt niște oameni cu practică religioasă ridicată, iar ideea cu mântru că sunt ortodox, mântru că sunt român, a fost inspirată voi sau nevoi de niște agenți de campanie, din stafful unui om care este încă, și a crezut că face, că are efect și la noi. Numai că în America are foarte mare efect. Dacă cineva nu își ia în serios apartenența religioasă, nu are nicio șansă la prezidențiale. Acolo contează foarte mult apartenența. De exemplu, Mitt Romney, un mormon, a pierdut, știi, în cauza miturilor care circulă în America despre mormoni. Acum câțiva ani de zile, în confruntarea cu actualul. La noi cine a făcut această reclamă a fost mai mult adus la impostură și da, la însă acolo a fost ceva sincer. Da. Deci, discuția e una foarte amplă. Ce pot să vă spun este că între noi și maimuțe există diferențe uriașe, există și asemănări. Și că cei care gândesc ca maimuța sau cei care au rămas înțepeniți în structura aceea materialist-dialectică, Ana Ștefan Gheorghiu, sau marxist-leninistă, vor susține această teorie aberantă. Apropo, știți că în vericile evoluției lui Darwin sunt o grămadă lipsă? Adică multe inele care lipsesc, până la urmă. Lipsesc pentru că Dumnezeu, vă dați seama cât de absurd ar fi ca ordinea și armonia din univers să fie doar rodul hazardului? Adică dacă noi ca civilizație, ca umanitate, am apărut doar ca rod al Big Bang-ului, acele explozii uriașe. Atunci puteți să spunem, stai, domne, dar alternanța zi-noapte, alternanța anotimpurilor, diversitatea florei și a faunei să fie doar rod al unei evoluții, atunci de ce civilizația umană, care are probe arheologice descrise de acum câteva mii de ani, de ce nu a constatat că după câteva sute de ani, crocodilul se transformă în ornitorinc. Sau în pasărea în crocodil, sau invers. Ați înțeles? Deci, concluzia la care ajung cu oamenii care au analizat foarte bine și o teorie și cealaltă, este că Dumnezeu l-a creat pe toate de la început așa cum sunt. Și că noi atât le-am putea să spunem darwiniștilor, omul este o ființă infinită în privința complexității. Este eternă, este veșnică și este irepetabilă. Între om și mormoloc, mormoloc este puiul de proască. Și sunt niște diferențe de anlumire. Uriașe. Dacă pe mine mă convinge cineva chiar științific că din mormoloc, după milioane și milioane de ani, ajunge să se nască omul, atunci eu îmi las hainar și mă apuc de zugrăvit băreț. Dragă doamnă, da, da, da. Că tu las pământul pe Pescă sau...
Dumnezeu. Ce mai e, Iuza? Nu, zic, tocmai de aceea trebuie să studieze copiii la școală și religia. Bă, eu când eram profesor, uitați, de... când vorbeam, am fost și eu profesor de religie la școală și aveam ora de religie după biologie. Și aveam o doamnă de biologie care întotdeauna ținea morțiși să-mi facă mie antireclamă la religie, știi? Și le spunea la copii, uite că mai mulți, că nu știu ce, și eu veneam la ora de religie și copiii erau deja cu... Părinte zice, dar ce facem că noi mai devreme nu știu, doamna zice că nu, că noi ne tragem de maimuță. Zic că strămoșii noștri se trag de maimuță. Zic, mă, strămoșii mei se trag de Adam. Zic, eu garantez pe treaba asta. Doamnei, s-ar putea să fie de maimuță, trebuie să știi că am văzut de mult că face așa. Zic, puteți să-i spuneți, doamne profesoare, părintele a zis așa, că strămoșii bunicii dumneavoastră sunt maimuțe și gorile ulbe. Așa. Mă merg că ăsta e mai puțin mai coafat, așa. Dar aia, bine, sunt trai de la Adam. Și că am închis discuția. Și asta este. Zic, are dreptate, doamnă, nu minte. Zic, neamă ei se trage de maimuță. Mai sunt întrebări? Ok, cam târziu. Vă mulțumim din suflet. O concluzie scurtă pentru doamna. Doamna, este lese de înțeles pentru orice neînțeles. Omul are Duh Sfânt în el. Duh de Dumnezeu. Orice altă vietate care există pe acest pământ și sunt miliarde, nu milioane. Miliarde. Numai furnici sunt peste 1 milion de soiuri de furnici și ele au și rolul lor. Ele țin echilibrul acestui pământ. Secretă o substanță, acel liant care se propagă în toată scoarța terestră, care nu se vede. La fel musca, prin bătaia aripiei, reușește să frâneze ceea ce vine prin ultravioletele de la soare. Adică creează o peliculă de protecție care ține această strată de ozon de 30 de kilometri. Avem undeva o gaură de ozon pe la Polonul care are numai 6 kilometri din vina noastră. Și Albina. Și Albina. Și Albina. Și Albina. Nu s-a mai polinizat cu nimeni. Absolut. Da. Absolut. Da, e adevărat. Și, bun, și, în concluzie, dragă doamnă, în istoria omenirii, au existat oameni care s-au comportat ca maimuță. Și din cauza asta s-a creat în serios pentru unii că nu stai și din maimuță. Un ultim cuvânt, Părinte Profesor, ne apropiem de Sfintele Paști, în 3 săptămâni ajungem la Marele Praznic al Învierii și să le spuneți dacă v-a plăcut aici la noi și dacă vreți mai veni, dacă vă vom mai invita și vreți mai onora invitați. Un scurt cuvânt vor fi, de fapt, 4 sau 5 cuvinte. Vă felicit și vă fericesc pentru aceste întâlniri, pentru înțelegerea și aprofundarea credinței. Este mare lucru ca un preot sau o întreagă echipă de slujitori cu har sacerdotal sau cu har universal, mă rog, cu preoție împărătească, să facă aceste lucruri și să se ocupe de întâlniri vii naturale deschise în care se pun întrebări, răspunsuri, dincolo de slujbă. Pentru că impresia generală pe care o au foarte mulți oameni este că în bisericile ortodoxe, în afară de sâmbete și de duminici, nu se întâmplă aproape nimic. Cum că noi ar fi simpli prestatori de servicii, noi preoți. Noi, aceștia lucrători în salul Petre Negre, sala Hori. Știți? Dar este fericit din toată inima pe Doitele Daniel și pe cei care îl ajută, pe Stelian și pe dumneavoastră, că vă rupeți din timpul care devine foarte comprimat. Vă gândiți cum curge nisipul dintr-o clepsidră atunci când este abia la început, curge foarte încet. Când nisipul este pe terminante, curge foarte rapid. Da? Sigur că nu fac niciun fel de speculație legată de sfârșitul lumii sau sfârșitul timpului. Numai că avem impresia că timpul se scurge printre degete și că se face mic într-o zi. Și într-o bună zi o să spunem și noi, Doamne ferește, Doamne, da. Ce să mai merg la biserică, la conferința lui Stelian sau la conferința Părintelui Daniel? Ia să stau acasă și să mă hipnotizez butonând canalele de la televizor. Este un lucru formidabil și vă felicit din toată inima, să știți că nu sunt cuvinte de prisos sau doar așa ca să vă gâtiți orgoliu. Sunt lucruri formidabile cele care se întâmplă în biserica dumneavoastră pentru că puteți inspira și pe alții. Cateheza este un fel, sau ceea ce face în seara asta, conferința religioasă, dialogul în și pentru credință, este un fel de fată morgană. La noi, în Ortodoxie, toată lumea vorbește despre cateheză, foarte puțin în văd. Dacă astfel de fete morgane ar prinde trup și în alte biserici, așa cum au prins trup la dumneavoastră,
lumea ar fi mult mai, ar avea mult mai mult discernământ și ar ști să aleagă informația adevărată de informația negativă când vine vorba de biserică sau de oamenii biserici. Și sincer, până la urmă, noi avem, ăsta e argumentul meu suprem și cu ăsta o să închei. Noi avem nevoie și de o credință luminată, fraților. Nu doar de o credință care se manifestă prin practică. Rugăciune, prezență, metanii, închinăciuni și așa mai departe. Este ceva să crezi, dar este și mai important să ai o credință luminată. Adică să spui astfel de întrebări ca cele pe care le-a spus în seara aceasta. Ora de religie este îndoctrinare? Biserica mare are nevoie de tineri dacă se lăfăie în limuzine, reluând anumite citate ale unora. Limuzine, catedrale scumpe, știți? E abonată la banii statului. Suntem un fel de lipitori, suntem un fel de trânturi, suntem un fel de paraziți, noi preoții, la fel profesori de religie. Nu vedeți câte spitale se închid, nu vedeți câte școli se închid și voi, bisericile, prosperați în continuare. Da? Astfel de mituri false vor prinde rădăcini dacă noi nu înțelegem să ne aprofundăm propria credință dincolo de simplu exercițiu al venirii la biserică. Și ceea ce faceți dumneavoastră într-o seară ca aceasta este minunat și, repet, vă felicit și vă felicesc. Deci vă mai așteptăm. Păi bine, mai este anormal, pentru că în țara ortodoxă, de 2000 de ani, trebuie noi să facem cerere. Noi, în țara noastră, facem cerere de cine? M-a spus din Evanghelie. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care au fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucerice, Părinte Parov, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim frumos, seara binecuvântată, așteptăm și lumea situație. Iar acum să mergem la poza de grup. Haideți la grup. Repede.